Așa cum este tradiția, la o săptămână după sărbătoarea Liliacului de la Ponoarele, un eveniment similar a fost organizat la Nadanova, în comuna Izverna. Sute de oameni din localitățile de nord ale județului Mehedinți și turiști au participat sâmbătă la sărbătoarea câmpenească Liliacul de la Nadanova. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de echipa PSD din Mehedinți. Sărbătoarea câmpenească a strâns mii de oameni dornici să se bucure de tradițiile frumoasei comune din nordul Mehedințiului sau poate de peisajul din Poiană, care te încarcă la propriu dacă doar îl privești câteva minute. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a subliniat importanța acestor evenimente după 2 ani de pandemie, dar totodată și organizarea exemplară a acestuia. Încă o sărbătoare câmpenească devenită tradiție în județul nostru. Sărbătoarea Liliacului de la Nadanova din comuna Izverna, iată că se bucură de o participare record, așa cum a fost și săptămâna trecută la Ponoarele. Vremea este bună, oamenii sunt doritori să iese la iarbă verde, sunt foarte multe terase pe aici, sunt foarte mulți oameni veniți, inclusiv de prin județul Gorj. În concluzie, lume multă, cu voie bună, organizarea ireproșabilă, asigurată de către viceprimarul comunei Izverna, Marius Răescu, dar și de Ionut Stoican, de colegii noștri din PSD din această comună, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, s-a întâmplat și acum. Astfel de evenimente ne unesc, ne reunesc, ne fac să apreciem valorile locale, iar producătorii locali își pot expune și vinde marfa vizitatorilor din Drobeta, Turnu-Severin, din localitățile învecinate și chiar din Gorj. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost de asemenea prezent la eveniment, subliniind faptul că prin aceste manifestări se păstrează tradițiile în zona de nord a județului. Sărbătoarea Liliacului din comuna Izverna, la o săptămână după ce la Ponoare am sărbătorit la nivelul localității de acolo, la comunității de la Ponoare, iată că a venit rândul și comunei Izverna și mulțumim autorităților locale că ne-au invitat la această frumoasă manifestare. Este un semn că în nordul județului se respectă tradiția, cultura populară, obiceiurile, chiar și porturile și felicităm Consiliul Local, autoritatea locală în frunte cu domnul primar Marius Răescu pentru această organizare. Primarul comunei la care este arondat satul Nadanova, Marius Răescu, susține că manifestarea este deja intrată în tradiția locului, oferindu-le celor prezenți posibilitatea să achiziționeze produse alimentare și de uz gospodăresc la prețuri modice. Sărbătoarea Liliacului de la Nadanova, care cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să o reluăm tradiția după 2 ani de pauză din cauza pandemiei. Ne bucurăm de o prezență numeroasă din partea oamenilor, vremea a ținut cu noi și ne bucurăm și de prezența domnului președinte, a domnului prefect, a domnilor deputați și senatori. De asemenea, la eveniment a fost prezentă echipa PSD Mehedinți prin parlamentarii de Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, inspectorul șef al ISCTR Tudor Nișulescu și vicepreședintele Ionică Negru. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă este un om implicat în comunitate, fiind mereu în mijlocul oamenilor. A subliniat importanța acestor evenimente în viața cetățenilor, precum și păstrarea tradițiilor de-a lungul generațiilor. Mulți ani tuturor cetățenilor comunei Izverna, așa că de fiecare dată suntem alături de toți cetățenii din județul Mehedinți. Astăzi, după cum se vede, suntem la Izverna și bineînțeles că nu putem să nu observăm că după 2 ani de zile de pandemie, în sfârșit lucrurile au revenit la normal, așa cum ar fi trebuit să fie tot timpul. Oamenii sunt dornici de astfel de evenimente, vor să ducă această tradiție mai departe. Le mulțumim și noi pe această cale pentru acest lucru și, după cum vedem, este voie bună muzica aici și toate cele necesare acestui eveniment. Un eveniment similar s-a desfășurat weekendul trecut în comuna mehedințeană Ponoarele, unde în perioada 2-3 mai a avut loc sărbătoarea Liliacului, manifestare desfășurată fără întrerupere din anul 1965.